Salut, oameni buni, bine ați venit la un nou draft. Înainte să începem draftul, avem un nou echipament special de 1 decembrie, la fel ca anul trecut în joc, este aici la SBC Romania, Unity Day Kit, și se face foarte ușor. Trebuie un jucător român, un jucător de gold, restul să fie peste bronz și 60 cam, iar dacă faci toate acestea, primești kitul pe care l-am și eu acum pe mine. Are un imprimeu foarte șmecher aici, nu știu dacă se vede, iată. Am primit și eu acest echipament, normal, trebuia, cum trebuie, pe spate, cu Teo21, ăla e, înțeles ceva de la ei pe partea asta. Și hai să dăm submit. O să joc în acest kit, draftul de azi, și nu numai, o perioadă o să folosesc acest echipament special de 1 decembrie. Vine Alisson Becker de acolo, echipamentul de portar e negru, interesant și el, arată super bine. Vultru aici, cum trebuie, în opinia mea, mai mișto decât cel de anul trecut, un design și mai bun. Este super tare echipamentul. Hai să vedem ce draft iese de această dată. Pentru că primul draft cu acest echipament special, trebuie să fie un draft bun. 4-3-3 atac, un sistem foarte ok și mergem cu el. Capitani, doar carduri de gold, Muniain, Corona, da. Sau pot lua un cam. Totuși, acești jucători nu sunt senzaționali. Mai degrabă aș ocupa slotul din dreapta. În stânga avem multe carduri interesante și poate și un cam care să-și facă treaba. Îl iau pe Zaha, inform. Și poate n-am ales greșit. Oh, tot acești jucători vin, David Silva, Müller, Nainggolan și Ali. Îl voi lua pe Dele Alli, sperând că poate lucrurile se bunătățesc. În stânga nimic. Oh, doamne. Grealish în stânga cu Shadow. Doamne, Dele Alli și Zaha tot cu Shadow. Iar în mijlocaș central va fi Milner. Oh, nu. Oh, nu, Fellaini. Ekdal, Ciprian, cred că e cel mai ok. Avea un card foarte bun în Ligon, e ok și așa în Serie A. Diaby stânga, Kimpembe sau îl pot alege pe Simen. Hai cu Diaby. Diaby merge cu Ciprian și poate mai vine de aici un jucător interesant. Fundaș stânga, Teles, da, Teles sau Schultz, dar o să fie Teles. Să vedem fundașul dreapta. E vorba de Trent sau Sergi Roberto. Se iau pe Trent. Hai să vedem fundașii central. Rüdiger, dar probabil mai bine îl iau pe Fernandinho, este brazilian, merge cu Teles și avem și pe Gomez. Deci, englezii de la Liverpool în dreapta, triunghiul perfect. Triunghi mai bun nu există. În poartă însă doar un De Gea. Thibaut Courtois n-ar fi rău, dar trebuie să mergem pe Cam. Multe carduri de Premier League, apărarea să spunem că e bună. Paul Pogba e un jucător foarte bun. Iată totuși că vine Sancho și ar merge cu englezii. Însă, cred că îl iau pe Pogba, plus 9 cu el, link verde cu Teles, super jucător acolo și ne-am făcut să spunem apărare, Pogba rămâne, dar în atac trebuie să schimbăm lucrurile. Lucru posibil, Messi și Royce, 100% vine Messi, să joace și el în kit-ul de ziua națională a României, să sperăm poate și la un Ronaldo sau un jucător în partea stângă, oricum ar fi. Di Maria, Cancelo, Gnabry, Coman. O să ia pe Coman și mai așteptăm. Ousmane Dembele. E bun și Ousmane, dar nu prea am ce să fac acolo. Messi nu cred că poate fi titular. Ar trebui alte carduri. O să luăm pe Dagba de aici. Mamă, 71 defending, 60 physical. În niciun caz nu va juca. Wilson, Phillips. Hai cu Phillips. Phillips ne dă full cam, dar nu o să rămână. Intră Messi. Asta e 100%. Și trebuie să pun și pe Grealish pentru Zaha. Deși nu știu dacă Shadow-ul îl ajută așa mult pe Zaha. Ar ieși Ali. Sau poate mai degrabă Milner. Cred că rămâne Ali cu Pogba. Și Milner, Grealish și Phillips. Avem Messi, Dembele și Diaby până acum. Un atac interesant. Zlatan, Erling Haaland. Oh, și Gareth Bale. Bale cu finisher. Nu cred că am încotro. Data asta trebuie să fie Bale în echipă.
Și cu finisher chiar are agilitate bună. Finishing rămâne Bale, asta e sigură. N-avem cum să facem atâtea schimbări. O să rămână Gareth. Ia să vedem dacă mai vine vreun jucător bun. Rashford, da! Ăsta e Marcus Rashford stânga. Și oficial ies Ali și cu Miller. Bale rămâne Ceme. Asta e. Messi cam. Îl băgăm pe Diaby, cred. Deși n-are finishing. Mai e Ousmane Dembele, care are 77. Oricum mai intră cineva. Rashford o să fie atacant central. Facem lucrurile așa. Cu Messi spatele său. Arată bine. Da, Blaise Matuidi de aici. Punem Coman pe banc. Mai poate veni un Van Dijk, ca să avem și noi apărarea perfectă de Premier League. Dar nu apare. O să aleg pe Wan-Bissaka. Și încă un portar, deși De Gea e bun. Mai vine Schmeichel. Mai vine Rui Patricio, luăm pe Rui. Antrenor, nu cred că avem nevoie de vreunul. O să luăm pe Hoyos pentru Messi. Așa, să se înțeleagă cu tehnicianul, nu de alt. Dar așa, ipotetic. Hai să vedem. În primul meci, 3-5-2. 86 rating, 97 chem. Lukaku cu Ronaldo. Bruno Fernandes, Lozano la dreapta. Oh, Kyle Walker acolo în defensivă. Sistemul nu-mi place, dar jucătorii în principal sunt buni, în afară de Romelu, care nu știu ce caută acolo. Poate îi dă chem lui Ronaldo și apoi iese. Oh, dar ce-am pățit. Da, e din păcate o problemă. Ambele echipamente sunt albe. Oh, Doamne. Și acum să vedem. Da, un lucru care nu se întâmpla anul trecut. Da, așa mă întreb, oare când cel care a înregistrat sau echipa care a înregistrat echipamentul s-a uitat ea așa la kit. Nu s-au gândit că, băi, e alb. Cum să dai de alte kituri alb? Ce ar face acest echipament să nu fie alb? Că nu înțeleg. Intră Messi și sperăm că vom câștiga meciul. Acum, ce-o fi, o fi. Bine, Rashford este bară. Nu există așa. Deci după ce că nu se vede nimic și trebuie să mă uit doar la radar, mai dau și bară. Gol Lozano cu capul. Da. Ne-a pregătit ei o surpriză mare tuturor românilor. Îți dai seama, faci echipament, ești fericit, kit de 1 decembrie. Intri în primul tău match, ambele echipamente sunt albe. Tot e minunat, pierzi. Și e centrarea Rashford cu călcâiul, nu ne dăm bătuți. Și când nu se vede mai nimic, forțăm victoria. Oh, a scăpat Ronaldo, nu m-am dat seama că e Ronaldo acolo. Ronaldo dă gol cu exteriorul, șut foarte bun. E 2-1. Zaha super aici. Foarte bun controlul și a trecut de unul singur de fundaș. 2-2. Pogba recuperează. Messi, a primit Messi pe stângule, 3-2. Bine, Messi. Iată cum vin două goluri. Messi cu numărul 9, cum trebuie. Totul bine pus la punct. Marcus, e gol Rashford. 4-2. Întrebarea e cum am reușit să câștig așa. Poate și adversarul meu a văzut ambele echipamente albe și nici el nu se aștepta. Zaha cu pasa la Ousmane. Este Scorpio Kick. Ce golaso. Ousmane Dembele. Da. Bun mod de a încheia un prim meci. Final 5-2. De data asta voi seta kit-ul oporetului negru, ca să nu mai avem parte de surprize. Hai să vedem meciul 2. 187, ce echipă. Neymar, Mbappé, Messi, Rivaldo, Pogba, Rule Breaker, absolut formidabilă
echipa asta de draft. Oh, ce pasă de Zaha. Este Marcus Rashford cu un șut în Nacho. De două ori rată, 8 la capără. Rashford, bine. E Zaha, faultat. Am făcut acolo o schemă bună, întorcându-mă, și Nacho i-a dat peste picioare pe Wilfried Zaha. Hai să-l vedem pe Lionel Messi de aici. Messi cu golul, 1-0. Și hai să-l vedem pe Messi mai îndeaproape, așa, cu echipamentul. Ăsta e. Foarte tare cadrul. Messi cu calcâiul la Bale, Gareth Bale face 2-0. Acum Oblak n-a putut să apere. Bale cu finisher, are un finishing foarte bun pe stângul. Rashford la Zaha. Îl avem pe Wilfried. Față în față cu 3-0 și este 3-0 în minutul 45. Zaha cu stelele, cu tatuajele nebune pe gât. Oh, Mbappé cu 3-1 chiar acum în statul reprizei. Și a doua repriză să fie probabil incendiară, dacă o să ținem tot așa. Oh, e penalti! Ce-am făcut, domn arbitru, că n-am făcut nimic? Nu-i nimic. Poate fi 3-2. Dar Neymar are cum să ratez. Ar putea. Hai să vedem. Neymar ratează. A scos de ea, dă pe mijloc. L-am citit. Ali, Gareth Bale. Bale driblează portarul. Dar Oblak vine din urmă. Cum? Oblak îl face până la urmă pe Bale. Am fost prea sigur de gol acolo. Cream că e gata. Și iată-l pe Cristiano Ronaldo în duel cu Fernandinho. Dar brazilianul lui City până la urmă se impune. Messi. Messi cu execuția, 4-1. Lobul perfect al lui Messi. Ronaldo de gol. 4-2, între timp a luat și un cartonaș roșu și l-are pe Ronaldo, e for la draft. Avea repriza a doua, l-a băgat în teren. Ce pierdere acolo. Bale cu un gol aici pentru 5-2. Lucrurile sunt clare. O să fie a doua victorie. E final de meci, 5-2. Spre al treilea acum. Oh, 1 versus 3. Oh, da, are de toate draftul ăsta. 1 versus 3, hai să vedem dacă mă sparg băieții sau nu. Kane rule breaker, Pogba, Mane. Oh, Silva cu Gomez. Da, interesant, un icon, rule breaker, cardrucele, de toate aici. Într-un 4-5-1 ăla cu linia de 5. După care vine vârful. Oh, ce gol! Ce gol cu Havertz! Și a dat skip efectiv instant. Ce șut! Hai, Wilfried! Nu cred, n-am marcat Wilfried. Zaha, super! Au scos prea mult portarul. Este 1-1. Nu e bine să scoți portarul chiar așa departe degeaba. Era un fundaș care putea să-l oprească pe Zaha. Rashford. Pogba. Hai să vedem aici pe Pogba. Bună fază! Paul! Nu trece. Am vrut să driblez prea mulți jucători cu Pogba. Ali nu ajută foarte mult, astfel că o să intre Ousmane Dembele pentru repriza a doua. Ei oricum joacă direct pe contraatac cu cei trei jucători pe care îi controlează. Nu are loc așa o fază de construcție neapărat prelugită. Gareth Bale, centrarea și este gol! Zaha! 2-1! Vine Wilfried cu dubla și am întors. No, cum a trecut Mane? Aveam omul fix pe el. Îl țineam, am văzut că se demarcă cineva cu Mane.
Da, e 2 la 2. A primit Marcus. Iar iese portarul cum n-ar trebui. Și e 3 la 2. Oh, Rashford, super bine aici. Este rabona lui Dembele care vine cu golurile spectaculoase azi. Rabona și Scorpion. Zaha, super! Ce bine a jucat Zaha meciul 3. La fel Usman, când intră în repriza a doua, face super treabă. Da, flări de final. 5 la 2, iarăși multe goluri și vine finala. Și mereu câte 5 goluri. Toate meciurile s-au încheiat 5 la 2. Acum v-am dat seama. 3 meciuri din 3 cu același scor. Cum o fi finala? Ia să vedem. Finala! Ia să vedem. 85 rating, 98 cheamă. Sweat to Glory 1. Minunat. Werner, Ziyech, Alejandro Gomez, iată pe Mkhitaryan, vârf în formă, iată, Barkley, Silva, da, ciudată echipă. Nu pare foarte bună, dar numele ăla, Sweat to Glory. Trebuie să fim atenți. Pe bancă nume mari, Neymar, Mohamed Salah, iată, Mendy, Davis, nu o să fie simplu. Nu, l-am scăpat pe Salah. S-a mutat foarte bine Mohamed. Mai în spate așa, să scape de marcaj. Ok, în momentul seasa Ali nu m-a ajutat deloc pe parcursul draftului și acum chiar am nevoie de un Usman care să facă multe. Pogba, super pasa aia, Wilfried, monstru, Zaha în form. Oh, ce frumos, e 1 la 1. Nu, no, mi-a scăpat Mohamed. Salah aici, dă gol, sigur pe el. 2 la 1, mă gândeam că poate clachează. N-a făcut-o. O, oh, Dembele îl face pe Mendy. Ăsta e. Mingea la Rashford. Rashford trece, bară. Oh, dar totul pleacă de la Usman Dembele, care mereu face minuni. O reprisă a doua, poate, care vom reveni. Trent! Doamne! Trent Alexander-Arnold! Fabulos! Trece, marchează ca un vârf adevărat. Bravo, De Gea! Mi-a fost frică să-l atac pe Salah decisiv. Putea obține ușor un penalti. Iar aici Perez dă pe lângă. Ocazie mare încă o dată. Bine! E Usman acolo, bară Usman, mingea la Zaha, care e mereu unde trebuie. Ce atac bun când e și Dembele acolo să completeze echipa frumos pe partea dreaptă. Oh, frumos, bun control, din nou Salah. Oh, e Bale! E chiar Gareth Bale care aduce victoria în finală. 4 la 3, 4 victorii și Bale CDM, sau mă rog, mijlocaș central în sistemul 4-3-3 atac. A fost cheia spre glorie. Acum pare a fi un ultim atac pe care îl va avea adversarul meu, nu s-a fluierat din prima. Să fie o minge la Fred, care greșește și Fernandinho degajează, gata. 4 victorii, kitul de 1 decembrie și un draft cu de toate. Hai să vedem și pecurile. Da, super tare până aici. Poate și cu un premiu bun să fie cireașa de pe tort. Acum s-a făcut un update la joc. N-arată rău. Primele mele 4 meciuri astea au fost după update. Și mi-a plăcut ce am văzut. Bicicleta nu cred că mai e atât de OP cum era. Poate un pas în față, vom vedea la Weekend League. Deci nimic din gold pack-uri, asta e clar. Goiano, un K măcar, Pablo care și-a cu XL. Și acum să vedem pachetele cu jucători. 6 sunt rari și poate unul dintre ei aduce profitul. Ia să vedem primul pack. Da, nu o să avem nici borți. Este marele PP.
Nicola Pepe e un jucător bun pentru SBC-uri, l-am păstrat, am păstrat și ceilalți jucători și mai avem un pachet aici și nu este workout. Să vedem și noi închitul României așa de 1 decembrie ce se întâmplă. Zuma! Zuma din PEC 80 are cel mai bun. Forsberg, Max, Danilo, un Rojo, da. Cam asta au fost premiile. Dacă v-a plăcut acest draft, oameni buni, nu uitați de like acolo. Cam atât. Pa, pa!